În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, primiți, vă rugăm, stimați creștini, cele mai sincere, cordiale și calde felicitări prilejuite de ziua pomenirii Sfintei Maicei noastre, cuvioasa Parascheva, în cinstea căreia este sfințită această biserică, care ne încălzește și ne mântuiește sufletele, iată, zeci și zeci de ani de-a rând. Sfinții plăcuți al lui Dumnezeu, printre care se numără și Sfânta Parascheva, pomenirea căreia este astăzi, vin de peste crestele veacurilor să ne îndemne, să ne povățuiască, să ne învețe, ca să ne așezăm viața noastră în concordanță sau în deplină armonie cu voința lui Dumnezeu. Ei, cei care au gustat și au văzut cât de bun este Domnul, pe bună dreptate ne învață cu vocea lor tăcândă, dar cu rugăciuni îndrăznețe către Dumnezeu, pe noi cei care le purtăm cinstea și le săvârșim pomenirea. Sfânta Parascheva, moaștele căruia se află în Iași, pe bună dreptate este numită ocrotitoarea Moldovei, pentru că, dragii mei creștini, să știți că credința și harul lui Dumnezeu, acel atot lucrător, nu cunoaște granițe, nu cunoaște hotare, ci atinge pe fiecare om în parte și pe națiuni luate împreună. Chiar dacă acum trăim nu cele mai liniștite zile, chiar dacă stăm în fața multor ispite și încercări, chiar dacă suferim acum duhovnicește, sufletește, din diferite pricini, salvarea noastră este în mâna lui Dumnezeu și în contextul celor mai sus spuse vă îndemn la rugăciune, la post și la pocăință. Întotdeauna, în anii de răstriște, în timpurile grelelor și marilor ispite, poporul se concentra în jurul bisericii, se înaripa cu nădejdea în credința mântuitoare către Domnul nostru Iisus Hristos și depășeau toate greutățile care le stăteau în cale. Sunt sigur, oameni buni, că și de data aceasta, anume acum, tocmai este bine să repetăm ceea ce au făcut și străbunii noștri precedent trăitori pe aceste pământuri. Pentru că, oameni buni, avem ce avem pentru mulțimea păcatelor noastre și odată ce aceasta ar fi răsplată pentru păcătoșenie, tocmai trebuie să-l îmblânzim pe răsplătitor cu viață creștinească, cu fapte bune, cu credințe multe și cu dragoste de Dumnezeu și în același rând unul față de altul, dragoste creștinească reciprocă. Exemplu și etalon ne servește Sfânta Parascheva, pomenirea căreia astăzi o săvârșim. Din cele mai vechi timpuri sau chiar de la începutul începuturilor, omenirea a atins spre idealuri. Oamenii totdeauna au râvnit să se asemene cu cineva. Asemănarea prevede apropiere de acel cineva cu cine vrei să te asemeni. Tocmai, dragii mei creștini, calitatea vieții sau viața frumoasă a Sfintei Parascheva, viața frumoasă creștinească, ne servește, dacă vreți, exemplu demn de toată urmarea. Apelați în rugăciune către ea să ne ajute, să ne păzească, să ne înțelepțească și să ne ferească de cele rele, rugând cu îndrăzneala care o are pe bunul nostru Dumnezeu, să ne trimite ca și altă dată mila Lui peste acest pământ, peste acest popor drept credincios, care iubește să muncească, care știe prețul pâinii, dragii mei creștini. Sfânta Parascheva, ocrotitoarea și rugătoarea pentru Moldova noastră,
să ne audă plânsul, să ne audă strigătul disperat și să se roage, cum a făcut-o de veacuri, pentru țara Moldovei, pentru poporul moldovenesc, pentru creștinii care înfrumusețează acest pământ, aceste locuri și care se stăruie în fel și chip să-i placă, să-i slujească lui Dumnezeu. Anume la acestea să ne ajute bunul nostru Dumnezeu. Astăzi, în ziua pomenirii Sfintei Parascheva, vreau să vin cu alese felicitări în adresa celor care poartă acest nume frumos. Să le urez tuturor sănătate, să le urez tuturor râvne pentru credință și biserică, dar și pentru mântuirea sufletului. Oameni buni, unul din cei care a purtat făclia credinței în orașul nostru în cele mai grele zile, în cei mai grei ani, a fost și este părintele regretat, părintele protoireu Eugeniu Nazarciuc, osemintele căruia așteaptă învierea cea de obște, iată aici, sub această piatră rece, dar încălzindu-se, cred eu că așa este, de rugăciunile acestei Sfintei Biserici, căci lui a fost sortit de la Dumnezeu să fie cel care și-a luat povara redeschiderii acestui frumos sfânt locaș. Cred eu că acum este momentul să-l pomenim în rugăciune și pe el, să ne rugăm pentru odihna sufletului lui. Și vom face aceasta, nu însă înainte de a-l felicita și pe secretarul eparhiei de Bălți, dar și parohul acestei Sfintei Biserici, pe părintele protoireu Mitrofor Petru, urându-i de asemenea virtute, ajutor de la Dumnezeu, sănătate, puteri sufletești și trupești, ca să înfrunte toate greutățile care îi stau în cale. Părinte, în activitatea mea de arhireu vreau să zic că mă sprijin ca întoiagul acesta și în sfinția ta. Pentru ce vreau să-ți mulțumesc? Poate fiind sărăcăcios în mulțumirile mele, vreau să te asigur că sunt sincere și își iau începutul din adâncul sufletului. În numele tuturor acestor creștini care îți frecventează biserica unde slujești, vreau să-ți urez să trăiești mulți ani, să te bucuri de realizări mărețe, să te bucuri în fiecare seară atunci când faci bilanțurile zilei trecute. Felicitări tuturor preoților care au găsit astăzi de cuviință să vină să ne împărtășim astăzi de această mare bucurie, să ne rugăm cot la cot pentru țara noastră, Republica Moldova, pentru poporul nostru moldovenesc, pentru păstrarea unității a credinței, dar și unității a poporului în societate, pentru că astăzi, oameni buni, lăcomia divizează toate. Să dea bunul Dumnezeu ca rugăciunile noastre să fie auzite și până la urmă să triumfăm în credință, în viață plăcută de Dumnezeu. Iertați-mă și Dumnezeu să vă ierte. Să ne rugăm acum cu toții, așa, în poziția aceasta cum stăm, pentru odihna sufletului părintelui, protoireului, duhovnicului și cred eu cu toată sinceritate, cu toate, să zic eu, cu tot ce am mai sfânt în mine și rugător permanent pentru poporul din Bălți, pentru poporul acestei biserici. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. Binecuvântează, Stăpâne! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, fericită, care este la tine, iubitorule de oameni.